Stimați membri ai Guvernului, Republica Moldova va denunța acordurile privind crearea și activitatea posturilor de televiziune comune pentru spațiul CSI, MIR-TV și MIR-24. Nu considerăm oportună achitarea cotizației de membru în compania interstatală MIR, de aceea propunem Parlamentului denunțarea acordului privind crearea teleradio companiei interstatale, semnat la Bishkek în 92, și acordul cu privire la activitatea companiei Teleradio MIR, semnat la Ashhabad în 93. La moment, posturile de televiziune MIR-TV și MIR-24 nu dețin licență de emisie eliberată de Consiliul Audiovizualului și, respectiv, nu sunt furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. Guvernul va întreprinde toate acțiunile necesare pentru ieșirea Republicii Moldova din componența acționarilor Teleradio companiei interstatale MIR și recuperarea investițiilor inițiale. Rog susținere. Mulțumesc. Da, vă rog, doamna Vlah. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Încetarea activității companiei MIR din țara noastră este o mare greșeală. MIR este un canal TV cu o audiență de milioane de oameni. Este urmărit în 10 țări CSI, cu care avem bune relații economice și culturale. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Prin MIR în Moldova am putea lucra cu acest public, să explicăm cum vede țara noastră evenimentele din lume. Prin această platformă putem promova interesele țării, inclusiv și pe cele economice. Sunt piețe foarte importante pentru vinificatorii și agricultorii noștri. Pot fi atrași în Moldova 10.000 de turiști din aceste țări. Știu că MIR a făcut mult pentru a promova Moldova ca brand. De ce renunțăm la aceste oportunități? De ce trebuie să luăm o decizie de dragul geopoliticii? Haideți să facem țara noastră cunoscută prin turiști și pentru cetățenii altor state. Mulțumesc! Eu zic să nu mai alocăm bani pentru propagandă, pentru că altfel se primește ca și ceea ce am menționat anterior. MIR a explicat tuturor cetățenilor din CSI ce se întâmplă în Ucraina? Nu cred. N-a făcut lucrul ăsta. Și atunci noi de ce trebuie să plătim pentru lucrul ăsta? Stimați colegi, rog să susținem acest proiect. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Doamna Vlah, am observat că ați citit de pe foaie. De obicei, dumneavoastră vorbiți așa, din suflet. Mulțumesc. Domnul prim-ministru, fiecare dintre voi citiți din foaie când prezentați proiectele. Și de ce atrageți atenția doar la mine? Nu am înțeles aceasta. Asta a fost așa observat. Am înțeles. Domnul Popescu, atitudine deosebită față de mine.